Emoționante imagini, oameni buni. Bun găsit, sunt Luciana Popei, gazda emisiunii dumneavoastră De Suflet, Ferestre către Suflet, și vă invit astăzi la o ediție în care vom încerca să aflăm cum putem fi mai buni, conjugând verbul a face, a acționa, mai mult decât verbul a vorbi sau a da indicații. Pentru aceasta am invitat astăzi un om, un tânăr, care nu ezită să-și suflece mâinile atunci când e nevoie de descărcat un camion de lemne, de intrat la betoane, deși el nu va recunoaște probabil acest lucru. Este vorba despre coordonatorul proiectului DAR pentru copii din cadrul departamentului Provita al Arhiepiscopiei Iașilor. Este vorba despre părintele Dragoș Bălinișteanu. Doamne ajută, părinte, bine ați revenit la noi în emisiune. Doamne ajută, bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație. Îmi aduc aminte că aproximativ acum în urmă cu un an de zile erați pe același scaun și vorbeam despre acest proiect, dar pentru copii, atunci erați la început, acum iată s-a împlinit un an, i-ați tăiat moțul, cum se spune, la proiect. Ce ați realizat în acest an cu acest proiect? E emoționant, aș spune eu. Am văzut și acest clip pe care l-ați realizat împreună cu colegii de la Doxologia. Care sunt roadele proiectului? Așa este, cum am spus, a trecut un an de zile, anul trecut în ianuarie 2020, la sfârșitul lunii ianuarie, dădeam startul proiectului DAR pentru copii. Este de fapt o mică parte din ceea ce departamentul Provita face pentru familia cu mulți copii. Noi avem în grijă acest program, Sfântul Stelian, de solidaritate pentru familia cu mulți copii. Ce înseamnă familia cu mulți copii? Înseamnă, din viziunea noastră, familii care au peste 7 copii. Doar din reacțiuni practice, pentru că ne-am dorit să ajutăm familii care au și peste 6 copii, peste 5 copii, dar pentru a putea oferi un suport real, atunci avem acest prag. Sunt familii din județele Botoșani, Iași și Neamț, sunt în evidență aproximativ 200 de familii și pentru care desfășurăm mai multe activități. Și dintre ele face parte și acest proiect DRAG, DAR pentru copii, prin care ne-am propus să îmbunătățim puțin spațiul în care acești copii locuiesc și în care ei se dezvoltă, în care ei cresc, practic, și devin viitorii oameni mari de mâine.
Cum v-ați descurcat anul acesta, că iată, ați demarat cu acest proiect și la două luni, trei luni a venit pandemia, starea de urgență, starea de alertă apoi? Da, a fost o provocare. Imediat după ce eram chiar la început, imediat după ce am dat drumul, cum spuneați, la proiect, a venit această situație dificilă în care ne aflăm cu toții. Din fericire, din punctul acesta de vedere al construcțiilor, a lucrărilor, lucrurile au mers și nu numai în acest proiect. În general, știm cu toții că lucrurile în acest domeniu au evoluat și, spre surprinderea noastră, am găsit oameni cu inimă bună. Poate și contextul acesta a pandemiei i-a făcut pe oameni să gândească mai mult la cei de lângă ei, la cei să care fie mai solidari, nu? Cu inima mai bună, să empatizeze poate mai mult cu cei care au nevoie. Chiar aș face o comparație cu acest an, mi se pare că e mai greu puțin acum, la un an după, decât atunci. Probabil pentru că și era proiectul la început și lumea îl cunoștea și l-au primit cu brațele și cu inima deschisă. Dar am reușit încetul cu încetul, pentru că este un principiu pe care mergem. Nu ne-am propus să facem foarte multe lucruri deodată, deși ca temă avem multe familii pe care încercăm să le ajutăm. Suntem deocamdată într-o etapă a județului Iași. Ne dorim în viitor să mergem și pe celelalte două județe pe care le avem în grijă. Însă deocamdată avem un număr de 40 de familii pe care încercăm să le ajutăm în județul Iași și ne-am propus, cu binecuvântarea în al preasfințitului Teofan, Părintele Mitropolit, ne-am propus să luăm familiile pe rând, în funcție de nevoile lor și pe măsură ce reușim să strângem, pentru că dacă majoritatea proiectelor pentru aceste familii se desfășoară din fondurile pe care Arhiepiscopia Iașilor le alocă. Aici, în proiectul Dai pentru Copii, mergem foarte mult către ceilalți din jurul nostru și le cerem ajutorul. Avem nevoie de ajutorul oamenilor pentru a strânge donații cu care să îmbunătățim, așa cum spuneam la început, casele acestor copii. Și ne-am propus să le luăm rând pe rând și pe măsură ce reușim să strângem bănuții necesare, reușim să împlinim și lucrările pe care concret, ce ați reușit? Am văzut că ați ridicat și case, ați adus camioane cu lemne la familiile care nu aveau posibilitatea sau, mă rog, nu aveau suficiente posibilități că, din câte înțeleg, nu vă adresați chiar unor familii care nu au posibilități deloc, ci familii cărora le este oarecum greu, ținând cont de numărul mare de copii. Da, familiile sunt diverse din acest punct de vedere, cu aceste familii cu mulți copii. Lumea de obicei le stigmatizează și le etichetează foarte ușor. Și le întâlnim chiar pe rețelele de socializare, când distribuim câte un material, vedem foarte ușor pus etichete, că sunt mulți copii, că de ce au trebuit să facă atât de mulți copii, sau că au impresia că părinții respectivi au făcut copii și nu muncesc deloc. Iar realitatea nu este tocmai aceasta. Bineînțeles că sunt și cazuri excepționale, negative, să spunem, dar majoritatea părinților fac eforturi pentru a da tot ceea ce este mai bun copiilor lor. Și de cele mai multe ori, efortul lor se canalizează pe învățătură, pe învățătura copiilor, pe a-i ține în școală, pe educație, da. Pe a asigura hrana, îmbrăcămintea și toate cele necesare. Și de cele mai multe ori rămâne cumva la coadă, rămân la sfârșitul listei investițiile în spațiul în care locuiesc. Și avem familii care chiar ne-au mărturisit lucrul acesta, spuneau: părinte, tot timpul am avut grijă să-i trimitem la școală, le plătim drumul, le luăm tot ceea ce au nevoie, avem mâncare în casă, ne descurcăm, dar din păcate, de ani de zile, n-am mai reușit să mai investim în casa în care locuim. Să mai facă o cameră, mai izoleze o exact, cameră. Și să o facă în așa fel încât ea să fie adaptată la nevoile lor. Pentru și aici că ați venit voi. Și, da, exact, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, aș propune să ajute să împlinească puțin, să completeze ceea ce au ei nevoie și să ofere acest ajutor, bineînțeles, cu ajutorul, cum spuneam puțin mai devreme, a donatorilor și a oamenilor care s-au strâns în jurul proiectului și rezonează cu obiectivele lui și își doresc ca să facă acest lucru.
Și, bineînțeles, noi avem o radiografie făcută pe toate aceste 40 de familii din județul Iași deocamdată și sunt situații diverse. La unele avem unele cazuri unde situația este grea, locuiesc mulți copii într-un spațiu foarte mic și atunci ne propunem să construim câte o casă de la zero, cum de exemplu este cazul casei lui Iulian, așa cum este cunoscut deja în cadrul proiectului. Nu este numai casa lui Iulian. Ei sunt 7 frați care locuiesc împreună cu părinții, dar Iulian a ieșit puțin în evidență și de aceea am denumit-o așa. Casa cred lui că Iulian. O să-l vedem, oameni buni, pe Iulian în această ediție, dar avem un clip pregătit, mă scuzați. Da. Este unul dintre cele mai grele cazuri, pentru că trebuie să luăm lucrurile de la zero și dincolo de faptul că trebuie să construim această casă de la zero, momentan suntem și într-o perioadă de ieșire din birocrație, ca să spunem. Sunt mai mulți pași pe care ne străduim cu ajutorul părintelui paroh de acolo, din parohia Feredeni, care este și preotul nostru provitat pe protopopiatul Hârlău, părintele Dănuț Fotea. Cu ajutorul lui încercăm să ieșim din această etapă de birocrație. La ce mă refer? Dezbaterea moștenirii, adică vrem ca să fie... Trebuie lucrurile... să vă ocupați și de chestiunea aceasta, cu autorizații, de construcții. Ne-am asumat și lucrul proiect. Acesta, da, pentru a nu avea surprize și pentru a avea siguranța aceasta că facem o investiție pentru copiii respectivi și că nu se va întâmpla nimic în timp care să deturneze acest gând al nostru. Da. Ne ocupăm și de acest lucru. Vrem ca să știm că terenul pe care construim casa este a familiei respective, casa va rămâne a lor, nu e a nimănui, al cuiva. Și atunci, din păcate, trebuie să facem și acești pași care sunt de foarte multe ori nevoioși, durează foarte mult, presupun și anumite costuri și așa mai departe. Apropo de cum vă selectați, să spunem așa, dumneavoastră cazurile, noi am pregătit un clip pe care rog regia să-l difuzeze imediat, însă înainte de aceasta o să fac o paranteză. După emisiunea de anul trecut, mi-a scris cineva, o cunoștință, cum a procedat el înainte de a vă cunoaște și de a afla pe voi. Avea dorința aceasta de a sprijini, de a ajuta. Și a venit în minte următorul gând. Măi, mi-am umplut mașina cu tot felul de lucruri, mi-am cumpărat și alimente și îmbrăcăminte și m-am dus spre Mogoșești, încolo, spre Mănăstirea Hadâmbu, și unde am văzut în curte mai multe rufe întinse pe sârmă, am zis că aici sunt mulți copii, înseamnă că e o familie care are nevoie de ajutor și acolo m-am oprit și am lăsat tot ce aveam de lăsat. Asta, repet, înainte de a vă cunoaște pe voi și de a auzi de proiectele pe care voi le faceți. Dar haideți să urmărim clipul următor, după care revenim. Primim des întrebarea de ce ajutăm familii cu mulți copii. Vreau să vă enumăr doar 5 dintre cele mai importante motive pentru care Departamentul Provita are în grijă familii cu minim 7 copii și gândește permanent proiecte pentru a le sprijini. 1. Mulți dintre noi ne gândim că investind într-un copil, investim în viitorul societății. Cu atât mai mult merită să investim în familia cu mulți copii. Gândiți-vă că peste 10-15 ani, un copil dintr-o familie numeroasă va fi un viitor avocat, preot, profesor sau chiar medic. 2. Nu toate familiile cu mulți copii sunt dezorganizate. Situațiile în care se află o familie cu mulți copii sunt foarte diferite. Există familii care se luptă cu lipsuri materiale, cu lipsa de educație sau cu vicii și sunt familii în care toți copiii merg la liceu, urmează o facultate, au diferite talente sau sunt chiar olimpici. 3. Prin proiectul Dar pentru copii nu ne raportăm neapărat la părinți, ci la copii. Dorim să îmbunătățim cât mai mult condițiile în care aceștia se dezvoltă. Dorim ca aceștia să crească sănătos, să aibă o alimentație bună, să aibă un loc unde să-și facă temele și să le asigurăm niște condiții pentru o igienă adecvată. 4. În cele mai multe familii, principala problemă nu este sărăcia, ci stigmatizarea. Copiii suferă pentru faptul că sunt priviți diferit, că sunt etichetați și chiar marginalizați pentru că au mai mulți frați. 5. Conform unui studiu recent al Institutului Național de Statistică, 1% din numărul total de gospodării găzduiesc 4 sau mai mulți copii. Alege și tu să te implici. Intră pe site-ul www.darpentrucopii.ro și poți deveni ctitor al viitorului unui copil. Da,
am revenit. Cum se comportă aceste familii când le contactați? Majoritatea nu își imaginează ceea ce noi le propunem. Și chiar am în minte câteva reacții de anul trecut, când spuneam că prima oară mergem și încercăm să facem o estimare cât mai exactă a ceea ce avem de făcut, cam cât o să ne coste, și încercăm să le spunem, uitați, o să vă ajutăm să schimbăm acoperișul, să facem o baie în casă, să problemele cu care se confruntă majoritatea familiilor și nu le vine să creadă. Adică e foarte mult pentru ei, este un ajutor deosebit și da, până nu văd finalizat proiectul, chiar sunt surprinși, așa, puțin sceptici, poate la început, dar bucuroși. Aveți un caz concret foarte de bucuroși. O lucrare terminată, eu știu, o casă, o cameră, să ne spuneți o reacție de genul acesta? Cu ajutorul Bunului Dumnezeu am reușit anul trecut, în toamna anul trecut, să terminăm două din cazurile pe care le-am și început. Spuneam că anul trecut, în ianuarie, am început proiectul cu trei cazuri. Unul este casa lui Iulian, despre care am povestit și care va mai dura puțin pentru că e mai complicat. Și celelalte pe care, o să-l vedem acuși. Da. Și celelalte două am reușit să le terminăm cu ajutorul Bunului Dumnezeu în toamna anului trecut. Iar reacțiile au fost pe măsură. Undeva la Dumești, o familie cu 10 copii, oameni gospodari, tineri, muncitori, tatăl lucrează în construcție, i-am ajutat unde spuneați de lemne, că am dus și lemnele pentru foc. Ideea a fost să-i ajutăm să economisească cât mai mulți bănuți pe utilități, pe căldură generală. Să-și trămuiască resursele pentru... Și să-și eficientizeze foarte bine această problemă a căldurii, pentru că avea o casă care nu era izolată, n-aveau lemnele de foc necesare și atunci am reușit, le-am dus lemnele de foc necesare pentru iarna asta care a trecut acum, am izolat casa, le-am făcut un cerdac care să fie ca un fel de barieră termică așa la intrarea în casă. Au fost foarte bucuroși. Însă am o reacție de la cealaltă familie de care povesteam, pentru care a fost o investiție mai mare și un ajutor mai consistent, în sensul că le-am schimbat acoperișul. Aveau un acoperiș deteriorat prin care ploua efectiv în casă. Le-am schimbat cu totul acoperișul, la fel l-am izolat, încuit casa. Am făcut o bucătărie și o baie în completarea casei, ca să aibă toate condițiile în casă, iar copiii nu-și puteau imagina, fetele mai mari, care sunt în clasa a 8-a, 9-a, nu-și imaginau, tot puneau întrebări, spuneau, oare și în sfârșit o să avem un cad în care să ne spălăm? Copiii obișnuiți, ca la țară, cum știm prea bine, să se spele pe rând la lighean, să-și aducă apă din fântână, care nu era tocmai chiar în curtea casei, era la distanță de casă, era puțin dificil. Mergeau la toaletă la toaletă din fundul curții și mama lor mi-a filmat momentul în care au pus primul robinet afară, încă nu era dat drumul la apă înăuntru în casă, era un robinet afară pus și erau foarte bucuroși, se spălau așa pe rând la robinet, că aveau, nu se mai spălau la căldare, la lighean, ci aveau un robinet prin care venea apa și era o bucurie imensă pentru ei. Și noi nu ne dăm seama, stând de acasă și uitându-ne la televizor sau pe internet, sau nu ne dăm seama ce impact au aceste schimbări, poate pentru noi normale, firești, pentru că mai folosim expresia aceasta, spunem că noi ne dorim să aducem în secolul 21. Sunt foarte multe familii de acest fel care nu sunt în secolul 21, adică n-au condițiile cele mai simple. Și nu ne dăm seama ce impact major are faptul că deodată au apă în casă, au centrale pe lemne cu care își încălzesc acum și apa și au acces la o apă caldă, au o cadă în casă, au o toaletă în casă. Este un impact extraordinar pentru ei și îi va ajuta cu siguranță să crească altfel, să se dezvolte altfel, mai frumos și mai sănătos în primul rând. Da. Haideți să-l vedem și pe Iulian, sigur, apoi revenim. Să mă uit la televizor, la desene animate. Îmi plăcea mult lumea aceea,
din cutia cu ecran. Dar cutia s-a închis de 3 ani, de când nu mai avem curent electric. De atunci îmi fac temele în curte, dacă e cald, iar dacă e frig, stau la fereastră și scriu repede, cât încă mai am lumină de afară. N-am avut niciodată apă în singura încăpere în care locuim și ne încălzim la o sobă improvizată. Poate că mamei noastre, Daniela, ar fi mai ușor dacă ar avea parte de o mașină de spălat și de o bucătărie adevărată. Dar nici ea nu visează la mai mult. Nici ea nu știe cum ar fi să fie totul mai comod. Tata, Petru, e mereu la muncă, iar mama e cu noi, 7 din 8 copii. Uneori ochii sunt mai triști, dar sunt și rămân vii, curioși, dornici de a privi peste zări. Și poate, cândva, măcar un pic, mai departe de gardul căsuței noastre modeste din Feredeni. Până atunci, toți ne bucurăm de ieșirile din curte pentru a merge la grădiniță și la școală. Poate că plouă cu găleata sau poate fi frig să crape pietrele. Și niciunul nu vrea să rămână acasă. Ne place mult de tot să învățăm. Poate că așa vom ajunge cândva oameni mari și mulțumind părinților că ne-au făcut, că ne iubesc, că ne îngrijesc. Cum știu ei mai bine. Vom putea să clădim o casă mai mare, curată, mobilată, în care să ne mai temem pentru ziua de mâine. Pentru că suntem 8 copii simpli, timizi, fără vise prea mari. Știm să ne bucurăm cu puțin. Eu sunt Iulian, am 10 ani și nu m-a întrebat nimeni până de curând ce vreau să mă fac atunci când voi fi mare. Da. Imagini din secolul 21, oameni buni, din județul Iași. Părinte, cum poate cineva să vă contacteze? Cum poate să vă găsească? Cel mai simplu este ca cei care doresc să ne contacteze să intre fie pe site-ul daipentrucopii.ro, fie pe pagina de Facebook daipentrucopii.ro sau pe provitaiași.ro, Facebook, pagina de Facebook, da. Provita Iași, da. Sau Dai pentru Copii. Da. Găsesc acolo datele noastre de contact, ori la telefonul 0745317555, este telefonul meu pe care, dar îl găsesc oriunde, ori pe site, ori pe pagina de Facebook. Orice informație este găsită acolo, inclusiv poveștile pe care le ajutăm. Da, eu vă mărturisesc că de pe site am luat aceste imagini. Sunt mai multe acolo, foarte emoționante, de unde am văzut și imaginile cu tirul, cu lemne și betoanele și așa mai departe. Aici trebuie să-i amintim și pe colegii de la doxologia că și ei s-au deplasat și au venit și au luat acele cadre. Sigur, sunt lângă noi, ei trup și suflet în acest proiect și le mulțumim foarte mult cu această, pe această ocazie. Cât de mult contează această promovare, iată, și în mediul online? Foarte mult, foarte mult. Mai ales acum, când oamenii se găsesc foarte mult în mediul online, contează să fii acolo și ne ajută să fim și transparenți în același timp. Adică toate aceste materiale au scopul de a arăta celor care intră, care sunt interesați și care donează, inclusiv ceea ce se face pentru aceste cazuri.
Deci eu cumva scuze pentru că nu reușim să fim chiar în timp real din cauza activităților, câteodată mai întârziem cu informațiile, dar încercăm să fim cât se poate. Cred că e ok așa, nu cred că e o problemă. De asta și spuneam în introducerea emisiunii că na, conjugăm situația asta de prin verbele a face, a acționa. Sigur că e bine să și spui ceea ce realizezi, dar important e efectiv rezultatul din faptul că pe Iulian nu îl îmbracă vorbele noastre sau... Da, așa este. Da. De asta am văzut că aveți și dialogurile pro vita. Ce sunt acestea? Dialogurile pro vita sunt un instrument al departamentului pro vita. Sunt niște întâlniri, de fapt, online, săptămânale, în cadrul cărora aducem invitați cu care discutăm pe diferite teme. Și ele unde pot fi urmărite? Ele sunt live în fiecare săptămână, în fiecare joi de obicei, cu mici excepții, fie pe paginile de Facebook Provita Iași Doxologia, fie pe canalul de YouTube Doxologia. În fiecare săptămână suntem acolo. Bun, părinte, un minut, mă anunță colegii din studio că timpul a expirat. Ce e cu acest proiect, O zi la stână? Donezi și poți câștiga O zi la stână? Mi-a sunat așa. Da, am pornit de la dorința de a stimula puțin oamenii să doneze în această lună martie și a fost un plan cumva pus, gândit împreună cu tatăl ultimului caz pe care l-a ajutăm, familia Cârtițe, care este cioban. El este cioban și atunci el a venit cu ideea aceasta, părinte, eu asta pot oferi eu. Aș putea sau putem împreună să organizăm O zi la stână pentru cei care ne ajută în schimbul acestui ajutor. Pot veni să le dau și eu ceva. Da, să stea acolo, să vadă cum e. Da, ne propunem în luna mai, ca să trecem, suntem în perioada precălduroasă puțin și să trecem și de post, să avem efectiv o zi cu voie bună, cu mâncare bună, specifică unei stâne și... Da, da. Extraordinar. Felicitări. Părinte, vă mulțumim pentru... Eu vă mulțumesc pentru invitație și vă rog să fiți aproape de noi. Cu mare drag. Mulțumim. Să rămână. Dragi telespectatori, aceasta a fost emisiunea noastră. Vă îndemn să fiți buni, că veți sesiza cu siguranță că atunci când veți vrea să fiți buni, totul în jurul dumneavoastră, negreșit, se va transforma așa, într-un mod miraculos, în bine. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Doamne ajută! Bucură-te cu tine.